Domeniul de la Izvorani are o nouă stăpână, la fel și inima lui Irinel Columbeanu. Alexandra Hodiș, o elevă din Cluj, s-a mutat deja în vila lui Iri și joacă rolul de mamă vitregă pentru fica Monicăi Gabor, deși ar putea să-i fie cel mult soră. Alexandra Hodiș ar putea fi viitoarea doamnă Columbeanu sau viitoarea Scorpie de la Izvorani. La numai 18 ani, tânăra s-a instalat comod în vila milionarului. Mă refaceți viața sentimentală? Dar ce, credeți că e distrusă? Irinel Columbeanu și-a tras la Indigo propria viață sentimentală. La fel ca acum 8 ani, când a cunoscut-o pe Moni, milionarul și-a ales iubita tot de pe băncile școlii. Tot brunetă, tot model. Te iubesc foarte mult și te voi fi toată viața. Și eu te iubesc foarte mult, Moni. În 2006, fata modestă din Bacău și-a câștigat rapid un loc în viața lui Irinel Columbeanu și a devenit în scurtă vreme soție de milionar. Nunta de 20.000 de euro a avut loc chiar în vila de la Izvorani, devenit acum cuibușor de nebunii pentru noua idilă a lui Iri. De la a merge cu autobuzul la a merge cu Rolls-Royce, dacă am dreptul să comentez. Nici Alexandra nu comentează, însă tace și face. Tânăra i-a luat discret locul Monicăi la Izvorani, umplut vechile dulapuri cu haine noi și s-a împrietenit cu fica lui Irinel, pe care l-a făcut să uite de despărțirea de fosta doamnă Columbeanu. Un divorț aduce fericirea? Da, poate să aducă și fericirea, poate să aducă multe lucruri. Eu zic că mie mi-a adus fericirea. Deocamdată, Alexandra doarme în vila de la Izvoran doar în weekenduri, pentru că nu poate chiuli de la ore în timpul săptămânii. E elevă în clasa 12 în Cluj și se pregătește să dea bacul.